Intoleranța la gluten este din ce în ce mai întâlnită în ultima perioadă, chiar și printre români. Aceștia caută în permanență alternative pentru pâinea clasică și pentru produsele de panificație, alternative care să semene cât mai mult cu varianta originală. Pentru asta există sorgul, din care se pot face fel și fel de produse sănătoase, fără gluten, care să satisfacă toate poftele. Făina de sorg are o aromă ușoară, dulce și o textură netedă. Este folosită în mod obișnuit pentru a face prăjituri, pâine și alte produse de patiserie fără gluten. Sorgul este o cereală, iar soiul folosit pentru fabricarea făinii este de obicei sorghum bicolor. Atunci când este procesată, făina de sorg are o aromă ușoară, ușor dulce și o textură netedă, ceea ce o face potrivită pentru a face brownies, fursecuri, brioșe, wafe și tot felul de alte produse de patiserie. Textura și densitatea făinii de sorg o fac comparabilă cu făina de grâu universală. Făina de sorg are o consistență moale, dar se combină bine atunci când este amestecată cu alte tipuri de făină. Pe lângă produsele de copt, aceasta funcționează bine și pentru produsele prăjite, producând un înveliș aromat și crocant. Un lucru bine de știu despre făina de sorg este că poate conferi o aromă ușor acrișoară produselor coapte, însă poate da și senzația de gură uscată dacă este folosită într-o proporție mai mare de 25 până la 30% din amestecul de făină. Acesta este și motivul pentru care majoritatea brutarilor nu folosesc doar făină de sorg, ci mai degrabă o folosesc în combinație cu alte ingrediente, cum ar fi făina de orez, făina de mei sau amidonul de cartofi. Relatează Antena 3.ro.